Între 27 și 31 august se desfășoară Openul Cehiei la tenis de masă, competiție la care sunt prezenți și patru sportivi de la CS Pristavu Câmpulung. În grupele de calificare ale seniorilor, Alexandru Manole are o victorie și o înfrângere, în timp ce Alin Spelbuș și Gabriel Poștoacă au înregistrat deja două înfrângeri în grupele din care fac parte. În competiția senioarelor, Camelia Poștoacă a fost repartizată în grupa a 5-a, a dispus cu 4-0 de rusoaica Ana Rusichina și șanse reale de a merge pe tabloul principal. Vom reveni cu amănunte. După ce s-a despărțit de Dinamo 2 București și apoi de CS Ștefănești, musceleanul Ionuț Borne a semnat în vara acestui an cu FC Costuleni din Prima Ligă a Republicii Moldova. A debutat în etapa a doua și de atunci este titular incontestabil în linia de fund a echipei sale. După 4 meciuri disputate, FC Costuleni are o victorie, un egal și 2 înfrângeri și ocupă locul 8. Ionuț Borne este totodată primul fotbalist muscelean care evoluează în Prima Ligă din Republica Moldova. La sfârșitul săptămânii trecute s-a dat start și în seria Sud a campionatului județean. Vă prezentăm rezultatele înregistrate în seriile Centru 1, Centru 2 și Sud. Începem cu Centru 1. ASE Voința Budeasa, Deportivo Măloreni 5-2, Edilul Pitești, Petrom Pitești 1-2, Șuii Mitigveni, CS Mioveni 3-1-0, ASE Băiculești, FC Dănuț Coman 2-3, ASE Ciofrângeni, ASE Drăganu 1-1, Progresul Retevoiești, Voința Valea Iașului 3-2, Sporting Stănești Corb, CS Domnești a fost amânat. În seria Centru 2, ASE Cocu Vulturii Priboieni 2-11, ASE Oarja 2011, Atletic Bradu 3-2-2, Flacăra Leordeni, ASE Rătești 1-1, Stejarii Beleți Negrești, Unirea Bascov 2-2-2, ASE Colibaș, ASE Poiana Lacului 3-5, Vulturul Vulturești, Rapid Davidești 5-2, Sporting Pitești, Unirea Călinești 1-4 și acum seria Sud, ASE Slobozia, ASE Popești 2-1, Viitorul Ștefan cel Mare, Unirea Tricolor Șerbănești 3-5, Viitorul Lunca Corbului, Progresul Recea 3-2, Speranța Cornățel, Unirea Hârsești 1-4, ASE Căldraru, Viitorul Unirea Mozăceni 8-0, ASE Izvoru, Speranța Costești 2-3, Steaua Negraș, Energia Stolnici 2-1, CS Albota Geoden Slobozia a fost amânat.